Vladimir Putin, anunț pentru toată Europa, decizia a fost luată. Se întâmplă în lunile următoare. Președintele Vladimir Putin a făcut un anunț la care puțini se așteptau. Liderul de la Kremlin trimite o nouă undă de șoc în Europa, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de când au fost stabilite relații diplomatice între țara sa și Belarus. Rusia va aproviziona aliatul Belarus cu sisteme de rachete iskander m a declarat președintele rus, Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri televizate cu conducătorul Belarus Alexander Lukashenko. Liderul de la Kremlin a precizat sâmbătă, 25 iunie, că livrarea sistemelor de armament va avea loc în câteva luni. Amintim că Iskander m este un sistem mobil de rachete ghidate cu o rază de acțiune de până la 500 de kilometri, Liderul de la Kremlin și omologul său belarus s-au întâlnit la Sankt Petersburg pentru a marca cea de-a 30, a aniversarea stabilirii relațiilor diplomatice între cele două țări. Discuțiile au avut loc în contextul în care Ucraina a declarat că a fost supusă unui bombardament masiv cu rachete trase de pe teritoriul Belarusului și din aer, care au vizat satul desna din nordul regiunii Cernihiv.